Băi! Ce credeți voi că am aici? Cea mai mare cutie de la Dacia, tati. Cea mai mare piesă. Este momentul în care lucrurile încep să prindă formă. Vă salut și bine ați revenit la un nou video în care asamblăm macheta Dacia Scara 1.8. Un proiect senzațional care îmi face mare plăcere să-l fac. Și mă bucur că am intrat în treaba asta. Astăzi ajungem la zi numărul 64. Deci o să montăm farurile, capotă, balamale, cum îi spune, și o să punem corpul, frate. O să montăm caroseria. Avem însă o problemă, ultimul număr, cel cu parbrizul, întârzie să vină. Încă l-așteptăm. Și ce se aude? Wow! Stai așa că avem o problemă. Cineva a trimis numărul cu drona, frate. Deci nu se poate așa ceva. Te-a făcut praf totul. Deci nu se poate așa ceva. Numărul 64! Asta nu trebuia să se întâmple așa. Trebuia să aterizeze frumos pe birou. Însă revista este cam prea grea pentru treaba asta. Și mai încercăm o dată. Da, să nu zburați cu drone în casă, copii. Până nu aterizează pe masă, nu mă las. Am reușit sau ce? Am eu. De când așteptam eu? Faza e că mai întâi și mai întâi, 62, 63, 64. Așa. O să trebuiască să montăm sistemul de deschidere al capotei, care văd că este cu o grămadă de piese și cred că e super migălos. Ok, deci avem și de schimbat niște faruri, văd. Era bun dacă aveam un mousepad să lucrăm pe el, ar fi fost senzațional. Sper să nu îi trag vreo zgârietură. Vom lucra pe plasticul ăsta pe care l-am primit în primul număr. Să începem prin a pune acest arc în deschizător. Gen, acesta este mecanismul pe care apeși pe el și se deschide capot. Îl introducem în acest locaș și asta se va fixa cumva aici și va fixa acest arc, urmând să fie fixat cu șuruburi JM. Să aveți grijă la șuruburile acestea JM. Eu am rezolvat, gen, nu intră din prima unde trebuie și eu am băgat penseta fix așa, ca să nu-i mai dau voie să joace acolo. Și apoi am înșurubat. Acum ne ocupăm de levierul care deschide capota. Are aici un fel de balama și aici levier. Acestea pur și simplu se pun așa. Ăsta intră pe șanțul acesta. Și se montează pe cadrul ăsta al motorului, aici, unde am montat și chestia asta cu arc. Cam așa trebuie să arate. Urmează acum să montăm acest pivot, care va face legătura dintre acest mecanism de deschidere și chestia aia cu arc, levierul cu arc pe care l-am montat anterior. Hey. Tot acest mecanism pe care îl observați aici va fi asigurat, să zic, sau cu această componentă finală, această piesă
Atunci când apăsați pe acest sâmburu, se declanșează un arculeț care va elibera capota. Este un alt vlog de-al meu pe care l-am postat chiar acum. Am postat un vlog nou pe canalul Experimentist. Dacă puteți, aruncați o privire și acolo. Cam așa arată la final de număr 62. O să trebuiască să schimbăm farurile și să montăm și becurile acum. Sistemul de deschidere al capotei funcționează. Funcționează cam așa. Ok. Se închide, se apasă aici și s-a fixat. Numărul următor, care este imens. Cred că le-a dat ceva bătaie de cap celor de la redacția revistei să facă un așa pachet. Sau chinezii care au făcut pachetul ăsta. Au tătăticul și aici. Mamă, frate! Cât au cutia! Revista ne interesează mai puțin. Trebuie să pun mâna pe aia. Uite, e șlefuită, frate, dată cu ceară. Ești nebun? Mamă! Mamă, cât de grea e, boss! Să văd dacă pot să-mi pun în cap. Super! Deci abia aștept să o montez. Abia aștept să o montez. Dar până acolo mai e puțin. Începem piesele din acest număr. Doar caroseria. Bun. Partea principală a caroseriei este făcută din zinc. Luați ansamblu grei frontal și demontați carcasa farului din stânga. Îmi spune și mie cineva de ce trebuie să schimb aceste geamuri? Diferă cu ceva? Diferă cu ceva sau nu diferă cu ceva? Nu diferă cu nimic, sunt identice. Deci e vreo șmecherie sau care-i treaba? O să desfac doar un far. Așa, ca să verific dacă este cu ceva diferit față de ce am montat în acest moment. Am scos farul, ok. Și ăsta e ăla nou. Deci ăsta nou care e perfect identic. Cu ăsta. Deci de ce trebuie să le scot? Pentru că nu o să le scot. Oricum acum nici nu mai știu care e ăla și care e ăla. Mergem mai departe. O să ne trebuiască cadru motor să montăm masca. Se întoarce pe partea asta și cu șuruburi BP 4 bucăți fixăm grila de caroserie. Nu prea are sens atâtea șuruburi pentru masca asta, că nu e ceva ce o să forțeze sau... Două cred că erau suficient. Ce pot să zic este că masca este fixată, n-are niciun fel de joc. Mergem mai departe. Trebuie să facem cablajul... Să montăm becurile și cablajul de la faruri. Îndesăm puțin. Ok. Și cred că e suficient, nu? Și trebuie să și pozăm. Trebuie să pozăm cablul ca să nu se încurce de roți pe acolo. Îl pozăm cu aceste cleme furnizate în numărul 62, cred că. Operația va fi suficient de meticuloasă. Cred că o să necesite și pensetă. Eu întâi o să pun șurubul pe clemă. După care o să prind cablurile. Să aveți grijă să nu stricați caroseria, să o zgâriați. Precum și respectivul cablaj. Să nu rupeți. Eu recomand în felul următor. Asta e clema, da? Întâi puneți clema. Apoi înfigeți șurubul, apoi frumos cu penseta ghidați cablul și încercăm să tragem cablul sub
sub clemă. Ok. Iar acum trebuie să montăm, ce credeți, nebunia asta. Să vedem cum facem, să nu zgâriem caroseria deloc. Cred că aici o să montăm. O punem așa. Aici avem șuruburi DM cu care fixăm cadrul motor de caroserie. A fost bună o farfecă, gen să... sau un cuțit. Un cuțit? N-avem un cuțit. Dar ne descurcăm și cu această pensetă. Și acum luăm partea din față. Așa. Și să unim cadrul motor. Și văd că are niște șenile aici. Niște canale de ghidaj, să spun așa. Se prinde în 3 șuruburi DM. Adică aici, aici și aici. Sper să intre ușor. N-aș vrea să mă chinui. Ok. Și acum mai avem 2 pe lateral. 2 cu 2. Aici ar trebui să vină. Filetul văd că e foarte bun. Și acum și pe partea cealaltă. Am cam fi gata. Ce pot să zic e că e foarte mare. Ia să o întoarcem cu grijă. Ok. Un an de zile am așteptat pentru treaba asta. Ia tu aici. Ce părere aveți? Asta va fi înlocuită de treaba asta. Cam așa o să stea până finalizăm. E cea mai mare machetă pe care am avut-o vreodată. Absolut senzație. Să deschidem și capota. Deci pot să bag mâna lejer. Lejer pe ușă. Așa. E ce trebuie sau nu e ce trebuie? Să mergem mai departe. Adică cu parbrizul. Iar în numărul următor, 65, primim luneta. Apropo de asta, eu chiar trebuie să-mi schimb parbrizul la mașină. Umblu cu el spart din vara trecută. N-aș vrea să pun mâna pe el. Adică propriu zis pe suprafața de vizibilitate, pentru că nu are absolut nicio urmă și ar fi păcat. Șuruburi AP pentru fiecare din găurile caroseriei. O să tragem animalul aproape. Vom face cam așa. Să prindem unul într-un colț și unul într-un colț opus. Și după aia să începem cu celelalte colțuri. Și suntem cam gata. Avem și parbriz. Super, 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 super tare. Mă bate un gând să o pun pe șasiu. O facem? Să o întoarcem cu grijă. Mamă, cât de grea e. Ceva nu-i dă voie. Iar acel ceva este chiar radiatorul. Cam asta este. Momentan. O să-i fac niște poze. O să-i fac niște videouri. Și cam asta e, da. Sper că v-a plăcut. Ne vedem la un nou video cât de curând. De fapt, nu știu cât de curând. Știți cum sunt eu. Aștept revise să se strângă mai multe, după care le montez. Dar cred că în 2-3 săptămâni ne revedem. Și montăm luneta. Ok, vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit. Abonați-vă dacă vă place ceea ce fac aici. Și spor la construit macheta. Ciao!